Liza, dă mai încet serialul. E târziu deja, trebuie să dormim, iar tu ne deranjezi. Se auz vocea puternică a soacrei, Olga Ivanovna, din spatele ușii. Dar volumul e la minim, mor mai fata în barbă. Ce tot mor mai acolo? Te rățoiești, probabil. Iată la ce te gândești. Victor nu poate adormi din cauza ta, continua femeia fără oprire. Bine, închid acum totul. Noapte bună, răspunse tare Nora și conectă căștile la laptop. Așa, vizionarea filmului nu era foarte confortabilă, dar nu avea de ales. Să te cerți cu o soacra prigă e o treabă necunoscătoare, iar Victor nu putea dormi din cauza strigătelor tale, nu din cauza filmului meu, oft încet Liza, și apoi, doar e zece seara. Ora copiilor. Ce somn? Știu eu cum e. Ei stau și-și privesc detectivul iar la mine se iau fără niciun motiv. Liza locuia împreună cu soțul ei, Nikita, în apartamentul părinților lui deja de doi ani. Se mutaseră la ei imediat după nuntă. Nu aveau bani pentru propria locuință. Se gândeau să iau un credit ipotecar, dar nu decisese exact când. Pentru început, atât mirele, cât și mireasa trebuiau să economisească pentru avans. Proveneau din familii obișnuite trăiau modest, iar Liza, în general, avea doar o mamă și o surioară mai mică, Anastasia. Se înghesuiau toate trei într-o garsonieră la marginea orașului. Tatăl murise când Liza avea 15 ani, iar Anastasia doar șase. Un accident rutier, bărbatul traversa pe trecerea de pietoni la lumina verde și... O mașină scumpă l-a izbit în plin. La volan era fiul unui procuror, 19 ani, tineret de aur, Tocmai își luase permisul. Se urcase la volan băut, dar de ce i-ar fi fost teamă? Știa de mic ce înseamnă să ai toate ușile deschise. Întotdeauna fusese protejat și acoperit. L-au scos și de data asta. Din dosarul penal, într-un mod miraculos, dispăruse mențiunea despre starea de ebrietate. Și expertiza tehnică arătase că mașina, de fapt, era defectă. Noua mașină de lux în Laden, se pare, avea probleme. La s-au adăugat doar caracterizări pozitive și, cum s-a dovedit, semaforul se schimbase deja pe roșu, iar acest bărbat nefericit deja trecuse strada. În final, fiul bogat a primit o condamnare cu suspendare. Mama Lizei era o femeie obișnuită, lucra ca bucătăreasă la cantina școlii. Nu avea forță sau resurse pentru a lupta cu nedreptatea. A plâns, a suferit, a oftat și s-a întors la viața ei obișnuită, că ce altceva putea face. Trebuia să crească două fete. Nu era timp de sentimentalisme. Din fericire, surorile erau foarte ascultătoare, iar Liza, în plus, deja era mare. Înțelegea pe deplin situația și, din această cauză, a renunțat la ideea de a continua studiile până în clasa 11 și de a merge la universitate. Visa să devină economist, îi plăcea matematica. Se descurca bine cu cifrele. Acum însă nu mai era timp pentru diplome academice. Fata oftă după moartea tatălui ei. Trebuia să meargă la muncă, să o ajute pe mama. În curând urma să o pregătească pe Anastasia pentru școală. De unde se ia bani? În cele din urmă, la început, Liza împărțea pliante și fluturași pe stradă, apoi s-a angajat ca o spătar la o cafenea din apropierea casei. Mama era îngrijorată, o ruga să renunțe la această muncă. Dar Liza a fost fermă. A renunțat la școală după clasa noua și s-a înscris la un colegiu pentru a deveni contabilă. O meserie destul de banală. Cu toate acestea, fata simțea un potențial în ea și, în adâncul sufletului, spera că într-o zi va putea să se dedice studiilor și să devină o angajată de birou într-o mare companie. Dar, pentru moment, nu era timp pentru visuri. Liza muncea mult și cheltuia puțin. Aproape toți banii economisiți îi dădea mamei pentru cheltuielile casei. Când a venit vremea ca Anastasia să meargă la școală, Liza a îmbrăcat-o ca pe o păpușă. I-a pregătit chiosdanul cu cele mai bune rechizite școlare, pentru ca ea să nu se simte inferioară, spuse sora mai mare cu mândrie. Anastasia îi mulțum cu un gest din cap, își terse nasul și se duse să învețe, iar Lizau privea la ceremonia de început de an școlar și spera că surioara ei va deveni ceea ce își dorește. Viața nu o va forța să facă sacrificii pentru a-și asigura necesitățile de bază. Totuși, fanteziile și reflexiile fetei erau întrerupte de însă și viața. Trebuia să se întoarcă la muncă. De-a lungul mai multor ani, fata a continuat să lucreze în aceeași cafenea. Totul o mulțumea acolo. Locul era liniștit, clienții erau decenți, nu dificili. Toți deveniseră aproape ca o familie și, în plus, salariul era decent. Lizei era de ajuns. Cu toate acestea, în ultimul an de colegiu, directorul localului a anunțat brusc că îl va închide. A spus că se înglodat în datorii pentru scopuri personale și nu poate plăti. Prin urmare, cafeneaua trebuia vândută. Această veste a șocat întregul personal, dar nu aveau ce face. Trebuia să-și caute un alt loc de muncă. Stai liniștită, chiar e bine că s-a întâmplat așa, altfel toată tinereția ta a fost muncă și unde distracția, unde veselia, unde întâlnirile romantice. O sfătuia mama să renunțe la căutările unui alt job. Dar Liza era neclintită. Se obișnuise să câștige bani și nu voia să renunțe la ei. Plus că fata era iute, voia să obțină totul rapid. Așa că a decis că nu-și poate permite să caute mult timp și a mers la câteva interviuri în alte cafenele, dar văzând că acolo salariile erau mai mici și condițiile mai proaste, a înțeles că trebuie să caute în alt domeniu. Nu obținuse încă educația, așa că opțiunile ei erau destul de limitate. Liza a început să răspundă la anunțurile de angajare în magazine, iar, în cele din urmă, cea mai tentantă ofertă i s-a părut cea de la un supermarket mare. Salariul era chiar mai bun decât în cafenea, în plus. Compania era stabilă, un brand cunoscut în întreaga țară, ceea ce reprezenta o garanție a unui viitor sigur. Liza gândea deja ca un adult, așa că a acceptat oferta și a început curând lucrul. E adevărat că problema era că cafeneaua se afla la doar 500 de metri de casă, iar pentru a ajunge la magazin trebuia să parcurgă patru stații de autobuz. Dar Liza a considerat că acest lucru era neimportant, o distanță ușor de parcurs. La început, era puțin emoționată era o muncă complet diferită, multe lucruri noi, dar echipa s-a dovedit a fi bună. Au primit-o cu căldură, i-au explicat totul și, în curând, Liza a realizat că era gata să rămână acolo pentru o perioadă mai lungă, cel puțin până când își va primi diploma. După aceea, va vedea ce va face, fie va căuta un loc de muncă în domeniul pentru care se pregătise, fie va rămâne acolo. Jumătate de an a trecut repede, iar a sosit vremea examenelor finale. Liza și-a apărat diploma și-a absolvit colegiul. Acum putea să răsufle ușurată. Nu mai trebuia să combine munca cu studiile și să alerge dintr-un loc în altul. Dar cum rămâne cu studiile superioare? Suspina mama. Visai atât de mult la asta. Hai să te înscriem măcar la o formă de învățământ la distanță. Mamă, nu acum, poate mai târziu, răspundea Liza. Pe parcursul studiilor la colegiu și a lucrului în alimentație publică, Liza și-a schimbat viziunea asupra vieții și a devenit mai practică. Bine, fie așa, aproba mama, dar poate că te angajezi ca contabil undeva, conform diplomei. Și aici, Liza a realizat că acele cuvinte aveau sens. Oare a petrecut degeaba patru ani de studii? Tânăra a căutat oferte de muncă și a ajuns la concluzia că actualul său loc de muncă în supermarket era mult mai avantajos. Contabililor fără experiență li se oferea un salariu de aproximativ o dată și jumătate mai mic, și nu li se promitea nicio posibilitate de avansare în carieră. În schimb, în magazin, îi se spunea că avea toate șansele să devină administrator, iar Liza văzuse că existau exemple reale în acest sens, și echipa lor era una bună. O echipă de încredere și dinamică, unde toți se sprijineau reciproc. În cele din urmă, Liza și-a dezamăgit mama cu vestea că rămâne în comerț nu o să regreți mai târziu. O întreba cu grijă mama. Cine știe? Ridica din umeri, Liza. Timpul va spune. Dar deocamdată îmi ascult inima și rațiunea. Salariul meu e destul de bun, ne permite să trăim normal. Anastasia crește, a început deja vârsta adolescenței. Vor trebui bani pentru haine, pentru cosmetice. Apoi vor fi necesare lecții private. De unde să fac rost de bani? Iar supermarketul meu este stabilitatea. Ar trebui să-ți găsești și un soț bun, ofta mama. O să găsesc. Nu te îngrijora, răspundea Liza optimistă. În general, Liza avea mereu destui admiratori. Era veselă și sociabilă, deși nu strălucea prin frumusețe. Avea o înălțime medie, o siluetă plinuță, pistrui și părul roșcat, care îi stătea mereu ciufulit. Tatăl ei o numea Soarele și îi spunea că este cea mai frumoasă. Aceasta îi oferea Lizei încredere în sine. Totuși, după moartea tatălui ei, i-a fost mai greu să se accepte. În comparație cu prietenele ei înalte și slabe, cu părul neted și pielea perfectă, se simțea foarte urâtă. Cu toată acestea, în timp, a reușit să depășească aceste complexe însă, nu s-a considerat niciodată frumoasă. O fată obișnuită, nici mai mult, nici mai puțin, iar băieților le plăcea tocmai această simplitate a ei. Liza atrăgea ca un magnet. Totuși, nu a întâlnit niciun prinț adevărat printre ei. Majoritatea erau mediocri și astfel de băieți nu o atrăgeau. Sufletul ei tângea după un cavaler, dar el încă nu apăruse. Cu toate acestea, Liza nu era tristă și credea cu tărie că acea întâlnire predestinată era încă în față. De câteva ori a încercat să construiască relații cu băieți, dar niciodată nu s-a ajuns la ceva serios. Se plimbau puțin, apoi se despărțeau repede, dar Liza nu prea avea timp pentru asta, fiind concentrată pe muncă. Însă, într-o zi, chiar la casa de marcat din magazin, a venit un adevărat cavaler. Era un băiat îmbrăcat în armură, din carton sau alt material, Liza nu a putut deuși prea bine, dar totuși era un cavaler. El a zâmbit larg și și-a cumpărat o băutură răcoritoare și niște cipsuri. După cum părea, avea cam aceeași vârstă cu Liza. Băiatul a remarcat nedumerirea de pe chipul Lizei și a explicat. Ah, da, înțeleg, poate că te șochează, a spus el zâmbind, făcând balonașe din gamă de mestecat. E doar o petrecere tematică, un fel de întâlnire a reconstituțiilor istorice. De fapt, nu sunt pasionat de așa ceva, nu e genul meu. Prietenul meu m-a convins să vin. Suntem chiar aici, în parc. M-am plictisit și am decis să mă duc să iau ceva de mâncare. Clar. Sunt interesant, a zâmbit Liza, roșind. Serios. Atunci vino și tu să vezi cum e, dacă vrei. Facem o poză împreună. Ar ieși tare, costumele sunt chiar faine, a invitat-o cavalerul. Dar sunt la muncă, a uitat Liza, însă în pauza de masă. Vi să mănânci, nu-i așa? A insistat necunoscutul. Da, ai dreptate. O să vin, a aprobat Liza, a făcut plata și l-a privit cum pleacă. Inima ei a început să bată nebunește. Necunoscutul i-a rămas în gând. După câteva ore, când a venit pauza de masă, Liza a alergat în parc atât de repede, încât era cât pe ce să fie lovită de o mașină. Era îngrijorată că reconstituitorii plecaseră deja acasă și că nu va mai găsi pe nimeni acolo. Din fericire, temerile ei s-au dovedit a fi nefondate. Pe pajiște încă erau mulți oameni în costume neobișnuite. Liza s-a pierdut puțin, neștiind cum să-și găsească cavalerul. Însă, curând, l-a văzut stând pe o bancă sub un stejar, mâncând chipsuri și bând cola. Liza a zâmbit involuntar, a tras adânc aer în piept și s-a apropiat de el. Salut, i-a spus, aranjându-și părul. Oh, tu ești! Salut! Credeam că nu mai vii, a spus băiatul, ronțăind gustări. Eu sunt Nikita. Tu cum te numești? Liza, s-a prezentat fata. Așa o chema și pe pisica mea. Apropo, era și ea roșcată. O iubeam mult, a spus băiatul. Liza a zâmbit. Îi plăcea sinceritatea acestui tânăr. El i-a întins punga cu cipsuri deschisă. Sau ai venit doar să faci o poză? Pot să te fotografiezi cu mine. Sau, dacă vrei, îi chem pe colegii mei. Ei au costume mai interesante. Eu nu sunt cine știe ce reconstituitor să fiu sincer. Da nu, arăți grozav, l-a sigurat Liza. Aș vrea o poză tocmai cu tine. Da. Atunci hai să găsim un fundal frumos și să ne pozăm, s-a bucurat băiatul. Hai chiar aici. Stejarul acesta e foarte pitoresc. Probabil e foarte bătrân, a presupus Liza. Unul dintre băieți spunea că are cam o sută de ani, deci ai dreptate, a dat din cap băiatul. Ei bine, dacă vrei aici, hai aici. Să chemăm pe cineva să ne pozeze sau facem un selfie. Hai un selfie, a răspuns Liza și a întins băiatului telefonul ei. S-au așezat unul lângă altul ca să încapă în cadru, iar fata a simțit cum un val de căldură plăcută îi străbate corpul. Hei, dar de ce nu zâmbești? Nu va ieși bine așa, i-a făcut Nikita o remarcă glumeață. Vai, chiar așa, imediat a răspuns fata și a zâmbit cu toți cei 32 de dinți. Așa, altceva. A aprobat tânărul și a făcut imediat câteva cadre, după care i-a întins telefonul noii cunoștințe. Uite, poftim! Super! Mulțumesc! I-a mulțumit fericită Liza. Auz, nu te superi dacă postezi poza asta pe rețelele sociale. Sigur, a răspuns Nikita. Nu sunt dat în urmărire generală așa că postează. Pot să te etichetez. Cum te cheamă pe net? Fata l-a întrebat, iar Nikita i-a dictat pseudonimul lui din rețelele sociale. Liza l-a adăugat imediat la prieteni, felicitându-se în gând pentru că s-a orientat atât de rapid și a găsit contact cu acest cavaler minunat. Ei bine, acum nu ne mai pierdem, a gândit fata. Curând, s-a despărțit de Nikita și s-a întors la muncă. Pauza s-a terminat. Nu a reușit să mănânce, dar acest lucru nu o deranja deloc. Vroia să posteze fotografia cu reenactorul în cel mai scurt timp, însă a observat că șefii urmăreau atent, așa că a trebuit să renunțe la idee. Abia așteptând seara, Liza închistura, a sărit în autobuzul spre casă și a intrat pe rețelele sociale. A postat fotografia cu noul ei prieten și l-a etichetat. Inima ei s-a oprit în așteptarea momentului în care băiatul va vedea postarea și o va adăuga la prieteni, dar acest lucru nu se întâmpla. Nikita nu era în line. În schimb, fotografia a fost văzută de prietenii Lizei, care au început să o bombardeze cu întrebări despre cine este acel chipeș misterios. Doar mă plimbam prin parc în pauza de prânz. Am văzut niște evenimente interesante și am făcut o poză cu unul dintre participanți. A răspuns Liza zâmbind și ret, Ne nedorind să grăbească lucrurile. Arăți lângă el de parcă nu e doar interesant și nu pare cineva care să nu te fi vrăjit, vi-a scris prietena ei Sonia, adăugând un emoticon care face cu ochiul. Liza nu a comentat asta, a ieșit din rețea și s-a culcat, deja imaginându-și cum se va trezi dimineața și îl va găsi pe Nikita în lista ei de prieteni. Așa s-a și întâmplat. În drum spre muncă, a intrat pe rețelele sociale și a văzut că Nikita i-a apreciat postarea și a scris că amândoi au ieșit grozav în acea fotografie. Liza a zâmbit involuntar. Domnișoară, e așa plăcut să te privesc. Zâmbești tot drumul, iar toți ceilalți au fețe morocănoase. Parcă te sperie, ea i-a spus neașteptat o vecină mai în vârstă din autobuz. Liza i-a mulțumit din cap și s-a îndreptat spre ieșire. Următoarea stație era a ei. Fata se aștepta ca Nikita să continue conversația, să-i scrie ceva sau să propună să se vadă din nou. Dar asta nu se întâmpla și după câteva zile, Liza a înțeles că, din partea cavalerului, totul s-a rezumat la un singur liche. Totuși, Nikita a rămas în minte atât de mult, încât a decis de data asta să fie ea cea insistentă și să-i scrie prima. A găsit un pretext tematic și l-a întrebat când va fi următorul eveniment cu reenactori și cum ar putea participa. Nu am nici cea mai vagă idee, i-a răspuns sincer Nikita. Credeam că te interesează, s-a mirat Liza. Ei bine, odată, da, dar pe termen lung, nu. Ți-am spus deja că am venit doar din solidaritate cu un prieten. Am văzut ce și cum, m-am distrat, am îmbrăcat un costum, am făcut niște poze și gata, mi-a ajuns, a explicat tânărul. Înțeleg, a răspuns Liza, ușor descumpănită, neștiind cum să continue dialogul. Dar Nikita i-a dat singur o idee. Acum vreau să încerc o de anime, via scris el câțiva dintre prietenii mei merg la un festival tematic sâmbăta viitoare. Mi-au promis că îmi dau un costum, așa că voi fi un fel de Pokémon. Interesant, i-a răspuns Liza, deci ești pasionat și de Japonia. Sunt un tip cu multe pasiuni. Mă interesează multe lucruri, i-a scris Nikita. Pot să vin și eu. Îmi place și mie animeul, i-a răspuns sincer Liza, care într-adevăr văzuse câteva seriale de acest gen. Desigur, a aprobat Nikita, îți voi trimite adresa mai aproape de eveniment. Dar va trebui să ai un costum. Poți să-ți faci unul? Desigur, i-a răspuns Liza. Bine, atunci ne vedem. I-a scris Nikita și și-a luat rămas bun. Liza s-a bucurat și a fugit imediat la sora ei mai mică, care era pasionată de meșteșuguri și mergea la un club de croitorie. Anastasia. Tu ești viitoarea noastră creatoare de modă. Mă poți ajuta să-mi fac un costum pentru festivalul de anime? A rugat-o Liza. Wow! Nu mă așteptam. S-a mirat fata de 12 ani. De când te pasionează animeul? Întotdeauna mi-a plăcut acest gen, iar acum prietenii m-au invitat la festival. El a răspuns Liza. Prietenii noi. Cei vechi nu erau pasionați de asta îl continua să întrebe curioasa elevă de clasa a șaptea. Anastasia, pui prea multe întrebări, iar eu nu am prea mult timp. Festivalul este peste trei zile. Mă ajuți sau nu? S-a impacientat Liza. Desigur că te ajut, surioară. I-a zâmbit Anastasia. Îți facem un costum grozav. Chiar mâine am o întâlnire la clubul de croitorie. O să le rog pe fete să mă ajute ele și-au făcut deja costume. Avem idei. Mulțumesc. Ea i-a mulțumit fata și și-a îmbrățișat sora mai mică cu drag. Anastasia s-a ținut de cuvânt. Cu o zi înainte de eveniment, costumul era gata, iar Liza arăta extrem de bine în el. Parcă a ieșit direct dintr-o manga, i-a spus sincer impresionată elevă de clasa a șaptea, admirând creația. Dacă-ți faci un machiaj mai intens, îi vei eclipsa pe toți acolo dar nu prea am machiaj. Nu mă machiez aproape deloc. Doar puțin rimel și două luciuri de buze. Nu vreau să cumpăr produse noi doar pentru o singură ocazie. A observat Liza cu tristețe. Și din nou te voi salva, ca o adevărată eroină, a spus Anastasia și a scos trusa ei voluminoasă de machiaj, în care se aflau atât farduri, cât și-a pentru oții de toate culorile. De unde ai toate astea? S-a mirat sora mai mare. Așa, le-am cumpărat din banii de buzunar, a răspuns mai tânăra, vizibil stânjenită. Dar eu ți-am dat bani pentru rechizite. Ai cerut pentru asta. Liza nu se lăsa. Ei, nu fi plicticoasă, a dat ochii peste cap Anastasia. Cu rechizitele stau bine. Îmi ajung câteva pixuri și ea, dar de machiaj niciodată nu ai suficient. Știi doar, sunt o persoană creativă. Îmi place tot ce este viu și neobișnuit, iar machiajul este pentru mine o formă de autoexprimare. Și, de fapt, visez să devin machiapartist. doar să nu-i spui mamei, că ea vrea să mă trimite la colegiul de medicină să devin asistentă medicală. Ah, Anastasia, ai văzut prea mulți vloggeri, a suspinat Liza, dar visele nu fac rău, așa că nu-ți face griji, nu-i voi spune mamei nimic. Și mulțumesc pentru machiaj este un cadou superb și foarte la moment. Mă vei ajuta să mă machiez sâmbătă? Sigur că da. A zâmbit tânăra machia partistă. În ziua stabilită, chiar a transformat-o pe sora mai mare până la punctul în care aceasta nu se mai recunoștea în oglindă. În fața ei stătea o eroină cosmică de pe o altă planetă sau chiar dintr-un alt sistem solar. Și mai ai și părul atât de viu, roșcat, nici nu mai trebuie să porți perucă și fără i ai obținut un lux super, a remarcat Anastasia, care, spre deosebire de sora mai mare, semăna la înfățișare cu mama lor, moștenind de la ea părul șaten închis și pielea măslinie, fără pistrui. Liza a mulțumit meșterei sale, i-a dat 500 de ruble și a plecat să cucerească vârfurile janimeului. Sau, mai precis, inima lui Nikita. S-au înțeles să se întâlnească la intrarea în parc. Festivalul avea loc exact în același loc unde se adunau și reinactorii. Băiatul era deja acolo, în compania prietenilor lui, cu părul în toate culorile curcubeului, machiat strident, purtând haine cu croieri și forme neobișnuite. Salut, eu sunt Liza, îl relea zâmbit fata. Wow! Ce tare! A exclamat imediat un tânăr în mantie roșie și cu părul violet. Ce outfit mișto ai! Credeam că eu voi fi cel mai col pe aici, dar trebuie să recunosc că mai depășit. Te-ai pregătit de minune pentru concursul de cel mai bun costum. Mizez pe victoria ta. Va fi un concurs de cel mai bun costum. Nici măcar nu știam asta, a spus Liza, sincer surprinsă. Ei bine, sigur că va fi, l-a răspuns băiatul. Nikita, prietena ta nu prea se pricepe la animeuri, la fel ca tine, se pare că da, a zâmbit băiatul amabil. Sunteți o pereche perfectă, au remarcat ceilalți și au râs împreună. Bine, e timpul să mergem, totul deja începe. Mulțimea a intrat în parc, iar Liza a rămas lângă Nichita. Acesta a remarcat că, într-adevăr, i-arăta superb. Și tu ai un costum tare, a spus fata. Nu pot nega, așa este. Dar, cum se spune, hoțul și banditul își căsesc de toate, a zâmbit băiatul. Liza a râs la rândul ei. În această atmosferă plăcută au ajuns la amfiteatrul în aer liber, unde a avut loc un mic concert tematic. A urmat o serie de concursuri și activități, iar după aceea au început atelierele, inclusiv cele de dans. Sub una dintre melodii, participanților li s-a sugerat să se împartă în perechi și să înceapă să repete mișcările atmosfera era destul de romantică. Liza era în pereche cu Nikita și inima ei bătea nebunește în acel moment. La final, toată lumea a aplaudat, iar apoi a început concursul pentru cel mai bun costum. Vom alege participanții după fotografiile pe care le-ați postat pe rețelele voastre sociale cu hashtagul festivalului nostru, a anunțat de pe scenă prezentatorul juriului. Ne va lua puțin timp să analizăm toate lucrările și să alegem cei mai buni dintre cei buni. Ah, și încă ceva. Anul acesta avem o noutate. Vor fi două premii, cel mai bun costum masculin și cel mai bun costum feminin. Așa că distrați-vă, iar noi ne întoarcem în curând. Liza s-a relaxat și a început să danseze ușor pe ritmurile japoneze, care îi plăceau din ce în ce mai mult. Nu era deloc îngrijorată, deoarece nu postase nicio fotografie și decisese să nu participe la concurs fata nu-i plăcea să atragă atenția asupra ei, așa că astfel de activități nu o atrăgeau. Compania lui Nikita s-a dovedit a fi foarte plăcută. În mod special ieșea în evidență Andrei, băiatul care fusese impresionat de ea la intrare. Era foarte sociabil și comunicativ. A întrebat imediat cum o poate găsi pe Liza în rețelele sociale și a adăugat-o pe loc la prieteni. Timpul a trecut pe neobservate, iar momentul anunțării câștigătorilor a sosit. Așadar, suntem gata să anunțăm cei mai buni dintre cei buni. A început cu entuziasm prezentatorul. Ei bine, titlul de rege al festivalului nostru merge la participantul Lucky Nick. Vă rog să-l aplaudați și să urce pe scenă. Liza l-a auzit pe Nikita, care era lângă ea, strigând de bucurie și ridicând mâinile în aer, după care a alergat spre scenă. El fusese ales câștigător. Fata îl privea cu admirație cum se simțea atât de încrezător lângă prezentator, sub ochii publicului. Dar nu s-a terminat încă, a continuat animatorul. Acum, toți veți afla numele reginei noastre, celei mai bine îmbrăcate și mai neobișnuite eroine a sărbătorii noastre. Ei bine, aceasta este fata cu Nicul Suniliza. Felicitări, fată solară, te așteptăm pe scenă. Liza rămas fără cuvinte. Era ea. Nu se poate, a spus ea noilor ei prieteni. Nu am postat pozele mele și nu am participat la concurs. Eu am făcut asta, era ea zâmbit Andrei, pentru că chiar meriți această victorie. Nu te pierde, mergi să-ți ridici premiul. Liza s-a simțit puțin jenată, dar a pornit spre scenă sub aplauzele furtunoase ale mulțimii. Prezentatorul i-a înmânat un buchet de flori și un certificat pentru o ședință la un atelier de ceramică pentru două persoane. Fata a observat că și Nikita avea unul similar în mână. Publicul i-a aplaudat pe câștigători, iar aceștia au coborât de pe scenă. A fost o surpriză totală. Mulțumesc că te-ai agitat și ai aranjat totul! i-a mulțumit Liza lui Andrei. Cu plăcere, vă i-a zâmbit el. Tinerii, plini de entuziasm au decis să meargă la o cafenea de bucătărie coreană la modă din apropiere. Liza nu plănuia cheltuieri suplimentare, dar având în vedere că și Nikita mergea, nu putea să refuze. Localul s-a dovedit a fi foarte atmosferic, iar conversația cu noi prieteni a fost plăcută și plină de veselie. Liza și-a dat seama că și-a făcut noi prieteni și chiar s-a surprins gândindu-se că i-ar plăcea să continue să se implice în anime. Să meargă la astfel de festivaluri și să socializeze cu oameni care împărtășesc aceleași pasiuni. Totuși, principalul ei scop era să construiască o relație cu Andrei, și se părea că și asta se întâmpla. Când a venit momentul să se despartă, era deja târziu. Liza, unde locuiești? a întrebat Andrei. Este aproape noapte. Poate te conduc. Mai bine o conduci pe Iana. Mergeți în aceeași direcție. A intervenit Nikita neașteptat. Eu locuiesc aproape de Liza. O voi conduce eu. Nu e așa că nu te superi. Nu mă supăr, îl a răspuns ea, fără să-și creadă norocul. Bine, cum vreți, a spus Andrei, ușor dezamăgit. Oricum, mi-a făcut plăcere să te cunosc. Sper să ne revedem. Desigur. Pe curând, tuturor, îi a încheiat repede Nikita, luând-o pe Liza de braț și îndreptându-se în direcția opusă față de prieteni. De unde știu unde locuiesc? A întrebat fata. Nu știu, a zâmbit Nikita. Am decis doar să te conduc și am mințit puțin. Dar nu e nimic rău în asta, nu-i așa? Nu-i nimic, a răspuns Liza, ca hipnotizată. Atunci hai să mergem, mă conduci tu. De fapt, eu locuiesc în altă direcție. Oh, și eu în cealaltă, a spus băiatul scărpinându-se în cap. Dar nu contează. Hai să mergem. Și tinerii, ținându-se de mână, s-au îndreptat spre casa Lizei. Pe drum, Nikita spunea tot felul de povești amuzante și-și arăta farmecul. Era clar că voia să o cucerească, fără să știe că ea deja era îndrăgostită de el până peste cap fata se simțea flatată de atenția acestui băiat chipeș. Trebuie să mai dau lui Anastasia încă 500 de ruble pentru că mi-a făcut un astfel de costum și machiaj. S-a gândit Liza când au ajuns deja la scara blocului, iar Nikita nu părea că vrea să plece. Ei bine, ce festival urmează? A întrebat fata ironic, amintindu-și de firea entuziastă băiatului. Nu știu, a răspuns Nikita scărpinându-se din nou în cap probabil niciunul în viitorul apropiat. Am multe lucruri de făcut. Am fost în concediu doar. M-am plictisit de moarte, am tot mers pe la diverse activități. Iar luni deja mă întorc la muncă. Nu o să mai fie timp nici de animeuri, nici de reinactmenturi. Dar cu ce te ocut? A întrebat Liza. Sunt meșter într-o firmă de montat ferestre. I-a răspuns Nikita m-am angajat acolo când încă eram la colegiu, ca să fac un ban în plus. Și uite că am rămas acolo. Plătesc bine, de muncă este mereu, comenzi sunt destule. N-ar fi bine să mă plâng. Deocamdată nu am de gând să schimb nimic. Cam așa stau lucrurile. Super, i-a răspuns Liza. Și eu deocamdată nu am de gând să plec de la supermarketul meu, iar de acolo o vedea. În acel moment, care nu era deloc romantic, Nikita traso brusc pe Liza de talie. A apropiat-o de el și a sărutat-o cu atâta pasiune încât fetei i s-a părut că pământul îi fuge de sub picioare. Apoi băiatul a eliberat-o la fel de brusc. Liza s-a gândit că, fiind o fată cuvincioasă, ar trebui să fie indignată de o astfel de îndrăzneală. Dar nu a reușit să mimeze această reacție, când inima ei cânta de fericire. Bine, ne vedem, ei a spus Nikita. Deodată jenat, la revedere. Pa, a reușit doar să-i răspundă Liza. Până la etajul 5 a urcat în câteva secunde. În venei curgea adrenalină, iar în hol o aștepta cu un zâmbet conspirativ Anastasia. Am văzut tot, yeah. i-a spus. Știam eu că nu e totul doar din dragoste pentru Japonia, ci din cauza vreunui băiat. Ei bine, cine e crușul tău? Arată bine. Costum ca lumea. Nu ești singura care crede asta, i-a răspuns sora mai mare. A primit premiul pentru cel mai bun costum, l-au numit regele festivalului. Și pe tine te-au făcut regină. A întrebat Anastasia. Da, pe mine m-au făcut regină. Tocmai aici am primit florile după concurs. Pune-le, te rog, într-o vază, i-a cerut Liza, îndinzându-i buchetul. Și mai este ceva. Mi-au dat un certificat pentru un atelier de olărit. Și ți-l dau ție, pentru că mare parte din meritul acestei victorii ți aparține. Ești un adevărat meșter. Wow! Super! Mulțumesc! I-a mulțumit sora ei și uitat imediat de Nikita. Deja abia aștepta să studieze cadoul și să decidă pe care dintre prietenele ei o va lua cu ea la atelier. Liza s-a dus în baie să știa jos machiajul. Avea senzația că odată cu demachierea ștergea toată ziua de azi, așa că folosea șervețele umede și dischete de machiante încet, pentru că nu voia să se întoarcă la lumea reală, unde era doar o vânzătoare obișnuită la supermarket și nu o regina animeurilor. Dar nu poți fugi de realitate. În scurt timp s-a dus la pat, s-a învelit în plapumă și înainte de culcare a citit un mesaj de noapte bună de la Nichita. Inima ei s-a umplut de căldură cred că va ieși ceva frumos între noi. S-a gândit fata și a dormit adânc după o zi plină de evenimente. Duminica avea tura la serviciu, așa că nu putea să-și permită să zboare prea mult cu gândurile. Și-a prins părul într-un coc, iar la machiaj s-a limitat doar la rimel, apoi a plecat la muncă. Toată ziua se distra trimițând mesaje cu Nikita, iar din cauza asta chiar a primit o miustrare de la șefă. Dar asta nu a supărat-o deloc, pentru că era pentru prima dată în viața ei când era cu adevărat îndrăgostită. Următoarea întâlnire cu băiatul fusese deja stabilită pentru marți, când Liza urma să aibă liber. S-au dus la plimbare pe faleză. Nikita a dus cu el un trandafir și l-a oferit fetei, apoi a sărutat-o tandru, a îmbrățișat-o de talie și au plecat să se plimbe împreună. Deci, înseamnă că am început să ne întâlnim? A întrebat Liza, doar ca să fie sigură. Ei bine, dar i-a răspuns băiatul cu încredere. După aceste cuvinte, Liza și-a îndreptat chiar și spatele. Se simțea ca o eroină dintr-un muzical, care era pe cale să zboare și să se avânte deasupra apei. În timpul promenadei, Nikita a cumpărat Lizei vată de zahăr, ceea ce a făcut-o să zâmbească din nou. După plimbare, el s-a oferit din nou să o conducă acasă și a sărutat-o din nou lângă intrarea în bloc, la fel de pasional ca sâmbătă, după festival. Fata reușit să se gândească că această scenă ar putea fi văzută din nou de sora ei mai mică, dar acest lucru nu o mai speria. După ce s-a despărțit de iubitul ei, a urcat din nou pe aripile iubirii până la etajul 5. S-a oprit în hol să-și tragă sufletul. Din cameră ieșit mama. Te-am văzut pe fereastră cu cavalerul tău, i-a spus ea pe un ton calm, în care nu se citea nici bucurie, nici neliniște. Da, am un prieten, i-a spus Liza, puțin justificându-se. Mă bucur, i-a răspuns mama. Dragostea e minunată. Nu vreau să fiu insistentă, așa că nu o să mă amestec, dar te rog să nu-ți pierzi capul și să rămâi cu picioarele pe pământ. Sper că ai ales un băiat bun, dintr-o familie respectabilă. Liza a ceva și a trecut rapid în bucătărie, dând de înțeles că nu avea de gând să dezvolte subiectul. La masa din bucătărie stătea Anastasia, devorând niște sandvișuri. Sora mai mare s-a alăturat, verificându-și în același timp rețelele de socializare. Se întâmplaseră multe lucruri noi pe parcursul zilei. După festival, mulți oameni voiau să o adauge la prieteni, iar mesajele se adunaseră. Majoritatea proveneau de la fanii ai culturii anime, care o întreba unde și-a făcut costumul atât de col. Fata s-a necat și a întins telefonul surorii ei mai mici. Citește, Aici lumea e interesată de tine, vi-a spus. Sora mai mică a luat telefonul cu surprindere, iar în curând pe fața ei a înflorit un zâmbet larg. Super! A exclamat ea cu entuziasm. Dar de le linkul către pagina mea. Poate încep să fac afaceri, să cos costume pentru fani anime. Și încă pot să le fac și machiaj. Ai doar 12 ani, doamnă de afaceri, vi-a râs Liza. Ei bine, peste o lună fac 13 și cu cât încep mai devreme, cu atât mai repede devin o persoană de succes. Și tu la ce vârstă te-ai apucat de muncă? Nu erai cu mult mai mare ca mine. Așa că nici eu nu vreau să-mi pierd timpul. Doar că eu folosesc forme mai moderne de câștig, așa că pune linkul spre mine. Pentru început, să-mi scrie în privat, iar mai târziu poate-mi fac propria pagină publică. Dar nu-i spune mamei că nu să-i placă asta. Nici mie nu-mi place foarte mult ideea, i-a recunoscut sincer Liza. Dacă încet să coși, o să lași baltă școala. Cum rămâne atunci cu învățătura? Hai, te rog, i-a dat din mână Anastasia. Oricum nu mi-am propus niciodată să devin academician. Și, în general, acum că tu ai un prieten pe nume Nikita, concentrează-te pe el și nu-ți face griji pentru mine de unde știi cum îl cheamă? S-a necat din nou sora mai mare. Lucrează profesioniști, i-a făcut cu ochiul sora mai mică. Trăim în era tehnologiei moderne. A fost ușor să-l găsesc în lista ta de prieteni din rețelele sociale. E drăguț, îl aprop. Bine, hai la culcare repede, i-a ordonat Liza, roșind, că altfel nu-ți dau niciun link spre pagina ta și rămâi fără afacere. Liza a rămas singură în bucătărie și s-a lipit de ecranul telefonului, așteptând să vadă când Nikita avea să fie online și acest lucru s-a întâmplat foarte curând. Băiatul i-a scris că a ajuns acasă, i-a mulțumit pentru seară, a numit-o cea mai frumoasă fată și a trimis câteva melodii de dragoste. Liza a zâmbit fără să vrea, dar când mama ei a intrat în bucătărie, s-a ridicat repede și s-a dus la culcare. Întâlnirile cu Nikita au devenit regulate o invita la întâlniri și introdus -o în cercul lui de prieteni. Cu unii dintre ei, Liza deja se cunoștea, de exemplu, cu Andrei și ceilalți de la festivalul anime. Fetei se părea că Andrei avea o slăbiciune pentru ea, dar se reținea din cauza lui Nikita. Totuși, pentru Liza, nu conta prea mult. Principalul era că acum se întâlnea cu cavalerul ei romantic, care, după doar câteva săptămâni de relație, i-a mărturisit că o iubește iar Liza a povestit despre asta lui Anastasia. Ei, cu așa ritm, o să vă căsătoriți curând, i-a chicotit școlărița. Hai, lasă glumele, i-a spus Liza, deci cuvintele surorii au bucurat-o. Chiar a intrat pe internet să vadă ce rochii de mireasă sunt acum la modă. Nikita s-a dovedit a fi un tip vesel, carismatic și ușor de convins să se implice în activități spontane. Muncea mult, dar știa și să se distreze. Ii plăcea să petreacă timpul cu prietenii, așa că Liza se întâlnea deseori cu Andrei. Și spre iarnă, acesta a profitat de ocazia de a rămâne singur cu Liza și, curajos din cauza alcoolului, i-a mărturisit că o iubește. Liza s-a blocat și nu știa ce să-i răspundă. Da, știa că băiatul avea o simpatie pentru ea, dar nu se aștepta să-și exprime sentimentele atât de direct. În acel moment, Nikita a intrat în cameră. Nu auzise discuția. Dar după fețele Lizei și ale lui Andrei, și-a dat seama ce se întâmplase. Fără să stea pe gânduri, Nikita a luat-o pe Liza de mână și a scos-o din cameră, aruncându-i lui Andrei o privire furioasă. Liza nu știa dacă cei doi au discutat ulterior, dar de atunci nu s-au mai întâlnit în aceeași companie cu Andrei. Iar în vacanța de anul nou, la doar șase luni de relație, Nikita i-a făcut o propunere de căsătorie. Anastasia avusese dreptate că nunta nu putea fi evitată. Liza a încremenit în șoc. Nu se aștepta ca asta să se întâmple atât de repede. I-a acceptat propunerea lui, s-a emoționat până la lacrim, dar apoi, revenindu-și, l-a întrebat pe Logotnic dacă a luat în considerare bine toate aspectele. Suntem încă foarte tineri, abia am trecut de douăzeci de ani. Poate că ar fi mai bine să ne punem pe picioare mai întâi. Nici măcar nu avem propria noastră locuință, și, în viitorul apropiat, cu siguranță nu o vom putea cumpăra pentru că nici noi nu câștigăm prea bine, iar familiile noastre sunt modeste și nu ne vor putea ajuta, reflecta ea. Totul va fi bine, nu te îngrijora, îi răspunde Nikita, fără să explice cum avea de gând să rezolve problemele materiale. Aliza prefera să aibă încredere în iubitul ei și să nu rateze ocazia de a-și construi o familie cu el. Vestea despre viitoarea nuntă i-a șocat pe mama fetei, precum și pe părinții lui Nikita, Olga Ivanovna și Victor Anatolievici. Femeia lucra ca contabil într-o firmă de administrare, iar bărbatul, la Ministerul Situațiilor de Urgență, verifica respectarea normelor de siguranță la incendiu în întreprinderi. Profesiile lor erau respectabile, dar nu dintre cele mai bine plătite. Liza știa chiar că aceștia încercaseră să-l descurajeze pe fiul lor, dar Nikita era de neclintit. Ideea de a organiza un l-a încântat și l-a absorbit complet. Nikita era o persoană pasionată și încăpățânată, așa că era aproape imposibil să-l convingi de altceva, mai ales că el văzuse cum încercaseră să îndepărteze Peliza chiar de sub nasul lui. Nunta a avut loc în aprilie, imediat după Paște. A fost o ceremonie modestă, la care au participat doar cei mai apropiați, dar cel mai important era că Mirele și Mireasa rămăseseră liberi. Mai rămânea de rezolvat doar problema locuinței. Să cumpere un apartament imediat era imposibil, iar închirierea era problematică deoarece o parte din bugetul familiei ar fi mers în buzunarele altor persoane, iar tinerii trebuiau să economisească pentru avans. Mama Lizei avea o garsonieră în care locuia și sora ei mai mică. Singura opțiune rămânea să se mute cu părinții lui Nikita, care avea un apartament cu două camere spațioase. Olga Ivanovna și Victor Leonidovici nu erau împotrivă, deci nu erau nici entuziasmați de această mutare. A doua zi după nuntă, Liza și-a dus lucrurile la soț și și-au amenajat camera după gustul lor. Li se părea că ieșise foarte confortabil, dar soacra nu a aprobat acea reamenajare și le-a cerut să schimbe multe lucruri. Nora a preferat să nu se implice și să nu își exprime părerea în legătură cu faptul că ar fi dorit să fie stăpânii în propria lor cameră. I se părea că, dacă se comporta docil, ar fi reușit să se înțeleagă bine cu noua ei rudă, dar nu a fost așa. Deși Liza îndeplinea toate cerințele Olga Ivanovna, era gospodină, gătea, făcea curat și era foarte politicoasă, Olga Ivanovna nu a ajuns să îndrăgească. Victor Leonidovici era mai calm. Liza avea uneori impresia că lui nu-i păsa de ceea ce se întâmpla și că plutea undeva în nori. Oricum ar fi fost, stăpâna casei era de fapt soacra, iar Liza depindea direct de dispoziția și starea ei de spirit. La început, ea nici nu a cerut lui Nikita să intervină în situație sau să încerce să o influențeze pe mama lui. Sperase că lucrurile se vor rezolva de la sine. Dar timpul a trecut. După primăvară a venit vara, iar situația nu s-a schimbat deloc. Olga Ivanovna continua să o privească de sus pe Lisa, fără să se apropie de ea. Atunci fata a decis să aibă o discuție sinceră cu soțul ei. Ascultă, nu ne putem descurca fără tine, I-a spus ea cu o voce imploratoare. Așa nu mai pot continua. Mă străduiesc și fac tot ce pot, dar tot nu-i plac categoric mamei tale. Vorbește, te rog, cu ea. Nikita a dat din cap scurt și, cu reținere, s-a hotărât să aibă o discuție, deși din comportamentul lui era clar că nu ar fi vrut să fac asta, pentru a nu strica relația nici cu mama, nici cu soția. Cu toate acestea, discuția a avut loc. Liza a rămas nemișcată în așteptare, când soțul ei s-a dus în camera alăturată și a început să vorbească cu Olga Ivanovna. Nora s-a lipit de perete și a încercat să asculte. Nikita vorbea foarte încet, însă mama lui nu își scădea tonul. I-a declarat că Liza este o prijivalcă, cineva care trăiește pe spatele altuia, și o goloșca, o săracă, care nu are dreptul să dicteze reguli aici și să impună pretenții. Fiul a încercat să murmure ceva în apărarea soției, dar a dat din nou peste un zid de critici din partea mamei și a ieșit din cameră. În coridor, s-a întâlnit cu tatăl său. Ei, băiete, viața de familie nu e tocmai miere. Acum te-ai convins și tu. L-a întrebat Victor Leonidovici. Da, exact, ei a răspuns Nikita, scărpinându-se în cap. Ți-am spus eu să nu te grăbești, să te distrezi, că ai timp pentru toate, a continuat tatăl. Liza, auzind asta și temându-se că discuția va merge într-o direcție complet greșită, a ieșit din cameră și a tușit demonstrativ. Bărbații au auzit-o și s-au despărțit. Ei bine, măcar am încercat, i-a spus Nikita soției lor, în camera lor. Da, am înțeles, a răspuns Liza. Bine, o să ne gândim la ceva, e doar o problemă de viață. O să rezolvăm totul, important e că suntem împreună nu-i așa? Da, a răspuns fără entuziasm Nikita și a pus căștile și a început să joace un joc pe calculator. Atunci, Liza a înțeles că soțul ei era mult mai puțin entuziast decât ea. De altfel, ea niciodată nu și-a imaginat viața de familie ca o idilă super romantică, fără griji și probleme, dar credea că, atâta timp cât ambii parteneri sunt hotărâți să le rezolve, totul va fi bine. Totuși, acum începuse să se îndoiască dacă Nikita era pregătit să se implice cu adevărat. Părea că entuziasmul și interesul său pentru ea dispăruseră. Vorbeau mai puțin, ieșeau mai rar împreună și erau văzuți tot mai rar în cercul lor de prieteni. Și problema nu mai era că acolo s-ar fi putut întâlni cu Andrei. Să adunăm mai repede bani pentru propria noastră locuință și să plecăm de aici. Atunci totul se va aranja cu siguranță, se convinge Lisa. În toamnă, i-a fost promovată la magazin și a devenit administrator. Odată cu noua funcție, i-a crescut și salariul. Liza era bucuroasă de asta. Economisea bani pentru avansul pentru apartament. Nu cheltuia niciun bănuț pe ea. Purta haine și încălțăminte veche, iar cosmeticele le împrumuta de la sora ei. Apropo, aventura Anastasiei cu croitul hainelor pentru fanii anime a avut succes. Oamenii au început să o contacteze pentru comenzi, iar ea împreună cu prietenele ei din cercul de croitorie, crea ținute creative și câștiga bani frumoși din asta. În plus, chiar și-a creat un grup unde le povestea urmăritorilor despre pasiunea ei pentru croitorie și machiaj, iar oamenii au început să o contacteze și pentru această activitate. Așadar, fata nu mai cerea bani de buzunar de la sora ei mai mare. Dacă o să continui așa, curând eu o să trebuiască să-ți cer bani, râde Nu e exclus, Răspundea mulțumită Anastasia. Și, pe deasupra, nu am de gând să mă mărit la fel de devreme ca tine. Mai întâi îmi fac propriul business, mă pun pe picioare, îmi cumpăr un apartament, zbor în Japonia și abia apoi mă voi gândi la căsătorie. Gândești ca un adult, a concluzionat sora mai mare. Cineva din familia noastră trebuie să fie matur, nu-i așa? Zâmi Anastasia și îi Dulizei du un nou ruș. – Iale, mi-am cumpărat două, dar nu mi se potrivește culoarea asta. Ție ți-ar sta bine. – Și, în plus, nu te mai bucur de niciun mic răsfăț, iar asta nu e bine. Lizai a mulțumit surorii sale și s-a îndreptat spre casă, în camera lor neprimitoare din apartamentul părinților soțului. Se apropia anul nou. Orașul era împodobit cu luminițe, brazii decorați cu beteală și ghilande. Fata mergea cu autobuzul și își amintea cât de fericită fusese exact cu un an în urmă. Tocmai în această perioadă festivă a atins apogeul perioada romantică dintre ea și Nikita. Dar a trecut un an. Și ce avem acum? Doi tineri, dar deja obosiți unul de celălalt, care abia fac față dificultăților apărute pe umerii lor. Nikita părea să devină tot mai distant de la o zi la alta, iar Liza nu înțelegea cum ar putea să repare asta. Și, privind adevărul în față, ea deja începuse să se întrebe dacă mai are vreun sens să încerce să repare ceva sau dacă nu ar fi mai bine să pună punct acestei povești. Să plece din această casă nebună cu o soacră rea și un socru posomorât și să-și înceapă viața de la capăt. Era tânără, drăguță și, pe deasupra, câștiga mult mai bine decât în urmă cu un an. Totuși, când a ajuns în apartament, Liza a alungat aceste gânduri, care îi se păreau greșite. Până la urmă, suntem o familie și trebuie să ne acceptăm unul pe celălalt cu respect, își repeta fata minte. Odată ajuns acasă, Olga Ivanov ne-a oprit cu un ochi rece și distant. Ea nici măcar nu a salutat, doar a aruncat cu indiferență borșul e pe aragaz, mănâncă dacă vrei. Mulțumesc, a răspuns politicos Liza. Dar Nikita? A luat deja cina. Nikita încă nu, a răspuns soacra. Unde este? E deja târziu, s-a mirat Nora. Lucrează, strânge bani pentru apartament pentru voi. A spus soacra, ca și cum ar fi reproșat ceva. Liza a înțeles că era mai bine să nu dezvolte subiectul. A mâncat repede, a spălat vasele și s-a strecurat în camera lor ca un șoricel. De acolo a încercat să-l sune pe Nichita, dar acesta nu a răspuns. Fata a început să se îngrijoreze. Munca lui era destul de periculoasă și poate îi se întâmplase ceva. Din fericire, în jurul orei zece, soțul a sunat înapoi. – Unde ești? – Te aștept de ceva timp, a spus Liza. – Întârzi. – Am mai luat o comandă ca să fac un ban în plus, a spus el. – Acum vii spre casă, nu-i așa? A întrebat ea cu speranță în glas. Nu. Acum băieții și cu mine am decis să mergem la bar să ne relaxăm puțin și să sărbătorim anul nou, că nu știm dacă o să ne mai strângem, i-a răspuns Nikita. Înțeleg, a răspuns trist Liza. Ei bine, să aveți o seară plăcută. Dacă o să dorm când vii, trezește mă. Mi-ar plăcea să aud cum ți-a fost ziua. Lasă, nu vreau să te deranjez, a spus Nikita. Ei bine, Trebuie să plec. Băieții mă cheamă. Noapte bună! Noapte bună, a răspuns Liza, dar soțul deja închisese telefonul și nu i-a auzit urarea. Liza a oftat trist și a tras șosetele de lână pentru că în apartament era răcoare, iar singurul radiator era în camera părinților soțului. Și a decis să-și petreacă seara uitându-se la un serial. Apoi, Olga Ivanovna a început să bată la ușă și a cerut să dea volumul mai încet. Liza a conectat căștile la laptop și a continuat să se uite, deși nu în cele mai confortabile condiții. Când Nikita s-a întors, ea nici nu a știut, pentru că a dormise curând și nu l-a auzit când a intrat în cameră. Dimineața trebuia să plece la muncă, schimbul soțului începea mai târziu, așa că el a mai putut dormi. Liza s-a pregătit în liniște și a plecat la supermarket. În acea zi, totul îi cădea din mâini. Mintea era încețoșată, iar starea de spirit deloc festivă. Cu toate acestea, deși mai erau mai puțin de două săptămâni până la anul nou, deodată și-a adunat forțele când l-a văzut pe Andrei intrând în magazin. A fost prima care s-a apropiat de el pentru a-l saluta. Andrei, salut! Sunt foarte bucuroasă să te văd, i-a zâmbit Liza. Salut! Nu mă așteptam să te văd aici, a recunoscut tânărul. Credeam că te-ai concediat deja. De obicei, tinerii frumoși ca tine nu stau prea mult în astfel de locuri. Liza roșit și s-a simțit puțin jenată. Aproape uitase când fusese ultima dată când cineva i-a făcut un compliment. A fost foarte plăcut să audă cuvinte frumoase din partea lui Andrei. Mulțumesc, i-a răspuns ea. Dar aici mi este bine, chiar. Am fost promovată recent acum sunt administrator. Ei bine, felicitări, a spus sincer Andrei. Meriți asta. Eu m-am angajat ca instructor auto la școala de șoferi din apropiere. Am intrat doar să-mi cumpăr ceva de mâncare pentru prânz. Nici nu știam cu ce te ocut, a spus Liza, surprinsă de propriul gând. În mintea mea erai doar Andrei, un tip de treabă. Mulțumesc, desigur. Dar doar un tip de treabă, din păcate, nu este o meserie, a zâmbit tânărul. Da, sunt pasionat de mașini. Tatăl meu a fost polițist de la circulație. M-a obișnuit de mic cu mașinile. Le adora. Această pasiune mi s-a transmis și mie. Am vrut și eu să-i calc pe urme, dar nu am reușit să intru la școala de poliție. Tatăl meu a murit când eram copil și nu am putut intra în poliție fără pile. Și tatăl meu a murit când eram copil, a remarcat Liza. Se pare că avem multe în comun, a zâmbit Trist Andrei. Așadar, m-am calificat ca mecanic auto, dar tehnologia nu m-a lăsat. Am lucrat în domeniu, dar după un timp m-am plictisit și am decis să devin instructor auto. Deocamdată se pare că mă descurc bine. Elevii mă laudă, spun că explic totul clar. Aproape tot trec examenul din prima și și-au permisul. Dar tu, apropo, conduci? Nu. Liza a dat negativ din cap. Ți-ar plăcea să înveți să conduci. A întrebat Andrei, sinceră să fiu. Niciodată nu m-am gândit la asta. Nu am avut planuri să cumpăr o mașină, așa că nici nu am luat în calcul să merg la o școală de șoferi, i-a spus fata. Înțeleg, a dat din cap instructorul arătându-și înțelegerea. Dar dacă te răzgândești vreodată, acum știi la cine să apelezi. Desigur, a zâmbit Liza. Ei bine, trebuie să plec. Mă bucur că te-am văzut. Andrei și-a luat rămas bun și, după ce a plătit pentru cașcaval și pâine, a ieșit din supermarket. Liza a simțit imediat că i s-a încălzit sufletul, ca și cum ar fi vorbit cu cineva apropiat această energie pozitivă i-a ajuns până la sfârșitul zilei. Cu toate acestea, când s-a întors acasă, în apartamentul ei rece și ostil, starea de spirit i s-a înrăutățit brusc. Soacra, ca de obicei, își exprima nemulțumirea pentru un motiv necunoscut. Socrul tăcea, încercând să se distanțeze de tot, iar Nikita nu era din nou acasă. Oare întârzie iar la muncă? S-a mirat Liza. Ei, lasă-mă, iar răspuns Solga Ivanovna. E soțul tău sau al meu? Voi doi chiar mai vorbiți unul cu altul. Da, e din nou, a mai luat o comandă suplimentară. Eu mai vorbesc cu el, dar el cu mine, se pare că nu, a spus Liza încet și s-a închis în cameră, refuzând cina. De data aceasta, Liza nu a mai fost prima care a scris lui Nikita, sperând că va lua el legătura și va explica de ce lipsea dar soțul tăcea și nu părea să aibă de gând să-i spună ceva. S-a întors acasă abia aproape de miezul nopții. De data aceasta, Liza nu dormea și l-a întâmpinat pe soț cu o întrebare despre unde fusese. Da, o altă comandă, a răspuns scurt Nikita. Și de ce miroși a parfum de femeie? L-a întrebat soția. E foarte simplu, i-a explicat el. Noi băieții montăm acum geamuri într-un salon de frumusețe. Proprietara vrea să fie gata cât mai repede, ca să poată prin cât mai multe cliente înainte de anul nou. E perioada cea mai profitabilă, înțelegi. Vrea să iasă totul bine. Așa că muncim acolo de dimineață până seara, și normal că mirosim a parfum. Are niște parfumuri foarte puternice, arabe, cred, din acelea pe bază de uleiuri. Știi despre ele, probabil. Nu, nu știu, a răspuns brusc Liza. Eu n-am avut niciodată așa ceva. Eu folosesc cele mai simple parfumuri, le iau din supermarketul nostru. Asta e o aluzie că ar trebui să-ți cumpăr un parfum bun de anul nou. A întrebat Nikita. Bine, îți cumpăr, dar nu mai bombăni. Hai să ne culcăm, sunt foarte obosit. Liza s-a întors cu fața la perete și s-a învelit în pătură. Explicația lui Nikita părea destul de convingătoare dar tot nu o lăsau în pace schimbările evidente din comportamentul său. Răceala dintre ei era greu de mascat. Nu avea de ales. Când a venit dimineața, toate grijile trebuiau să fie date la o parte și trebuia să plece la muncă, să câștige bani și să continue să economisească pentru apartament. Totuși, deși economiile creșteau în fiecare zi, visul despre propriul cămin părea tot mai iluzoriu. În viața Lizei rămăseseră foarte puține bucurii. Cu tristețe și-a dat seama de acest lucru, pe drumul de întoarcere de la muncă. Nikita nu era acasă din nou, iar Olga Ivanovna bombănea ceva pentru ea însă și și pregătea o nouă serie de reproșuri la adresa nurorii. Dar Liza era atât de obosită și epuizată, încât a decis că nu mai poate suporta aceste umilințe. Adunându-și curajul, i-a spus Olga Ivanovna că i-a ajuns. Eu nu sunt o întoacă, i-a spus ea ferm, sunt soția legitimă a fiului dumneavoastră și vă rog să respectați alegerea lui. Nu înțeleg ce nu vă place la mine. Muncesc, aduc bani în casă, aproape nu cheltui nimic pe mine. Mă ocup de gospodărie, vă ajut în toate. Oamenii doar visează la asemenea nurori. Ah, deci acum îți dai arama pe față. i răspuns, uimită de îndrăzneala Lizei, Olga Ivanovna. Să știi, Dragă, pregătește-te de divorț. Nikita are pe alta, care câștigă mai mult decât tine. Iar are propriul salon de frumusețe, iar tu, o molie cenușie. Nora a rămas înmărmurită de vorbele soacrei. Așa deci, a spus ea. Acestea sunt comenzile suplimentare ale fiului dumneavoastră. Și eu am crezut cu sfințenie că muncește din zori până noaptea târziu ca să economisească pentru apartament. Dar el, de fapt, are o relație cu o altă femeie, iar dumneavoastră la acoperiți. O familie minunată, nu am ce spune. Nu e treaba ta să judeci, domnișoară de viță nobilă, i-a răspuns Durolga Ivanovna. Victor Leonidovici nu era acasă în acea zi, așa că nimeni nu a putut să le despartă pe cele două femei. Liza, înfuriată, a vrut să plece din apartament, dar și-a dat seama că nu avea unde să meargă la acea oră din noapte. Liza nu voia să-și îngrijoreze mama, care oricum se plângea de inima ei în ultima vreme. Dacă i-ar fi povestit totul, ar fi riscat să-i provoace un atac. În plus, Liza nu avea prieteni apropiate la care să apeleze pentru ajutor. Brusc, i-a apărut în minte imaginea lui Andrei, cu ochii lui bălâns. El cu siguranță nu ar fi lăsat-o singură într-o situație atât de complicată. Totuși, conștiința nu-i permitea să apeleze la el. Deoarece nu erau atât de apropiați, și în plus, era încă o femeie măritată, chiar dacă totul ducea spre divorț, care părea inevitabil. Situația a fost rezolvată de Nikita, care, chiar în acel moment, s-a întors acasă pe neașteptate. Auzind frânturi din discuția dintre mamă și soție, a intrat în cameră fără să-și scoată încălțămintea și a strigat la Olga Ivanovna: Gata! Nu mai spune prostii, nu există nicio amantă. Astea sunt doar invențiile tale. Liza, nu o asculta, hai la noi, eu vin imediat, a declarat el ferm. Liza a simțit o speranță timidă că poate soacra chiar încercase să doar să-și defăimeze fiul, pentru a-i despărți, și a decis să-l asculte. A urmat docil în cameră, aruncându-i un ultim privire plină de furie Olga Ivanovna, care i-a răspuns la fel. Nikita a închis ușa și s-a închis cu mama lui pentru câteva minute. Au șoptit ceva, după care a venit în camera lui și Alizei. Iar to, te rog, i-a spus el. Nu știu ce a pucat-o să spun asemenea prostii. Nu există nicio amantă. Dar știi ce există? Un parfum. Bun, persistent, așa cum ai cerut. După asta, Nikita scos o cutiuță roz. Era într-adevăr un parfum franțuzesc, dește de mică dimensiune. Liza s-a emoționat, i-a mulțumit soțului și a întrebat din nou, de siguranță. Nu mă minți, nu-i așa? Nu există nicio regină frumuseții bogată. Bineînțeles că nu, s-a grăbit să o asigure nichita. Pufăiete cu parfumul nou înainte de somn și hai, dormi, să visezi la Franța. Liza a făcut exact așa, a pulverizat parfumul pe încheietură, s-a întors pe o parte și a încercat să doarmă, dar somnul nu venea. Gândurile o despre cine avea dreptate, soacra, care vorbise despre amantă, sau Nikita, care o asigura că nu există nimeni. Tentația de a-l crede pe soț era mare, dar Liza, hotărând că e timpul să nu mai fie o fată naivă, a decis să verifice totul și abia apoi să se liniștească. Desigur, nu și-a împărtășit planurile cu soțul. Întreaga zi la muncă a planificat cum va acționa și cum va afla adevărul. Să afle dacă Nikita a lucrat sau nu într-un salon de frumusețe nu era deloc greu. Lizai cunoștea colegii și putea oricând să sune unul dintre ei și să întrebe, nu direct, ci subtil. De exemplu, ar putea spune că Nikita a uitat numele salonului în care a lucrat, iar patroana promisese o reducere pentru soțiile angajaților și a voia să profite de ofertă. În timpul pauzei de prânz, Liza a pus planul în acțiune l-a sunat pe un coleg de al lui Nikita și i-a adresat întrebarea pregătită. Se numește Magnolia, i-a răspuns colegul sincer, în cartierul de nord, aproape de parcul de distracții. Dar nu am auzit nimic despre o reducere pentru soții angajaților. O fi uitat, probabil. Trebuie să-i spun și eu soției mele, să meargă acolo să-și facă unghile. Ar fi o economie. Mai bine mă duc eu prima să fac recunoscere, și apoi îți spun cum e acolo, a spus Liza. Eh, lasă! Proprietara e o doamnă tare strictă, nu-i lasă pe angajați să le nevească. Sunt sigur că supraveghează atent personalul, a continuat colegul. O doamnă, spui? A răspuns Liza. Tânără. Ei, undeva în jur de treizeci, poate mai în vârstă. Dar arată bine, îngrijită, își permite doar lucrează în domeniu. Asta sigur, a zis Liza. Dar e sigur că e doamnă, nu domnișoară? N-am văzut vreun inel pe deget, deci nu știu dacă are sau nu soț. Dar tu de ce -ntreti? Eh, așa, o vorbă în vânt, a chicotit Liza și curând a încheiat conversația. Acum avea motive de îngrijorare. Munca în salon era reală și proprietara era o femeie impunătoare. Jumătate din treabă era deja făcută. Liza afla se adresa salonului și trebuia să meargă acolo și să observe acea doamnă. Dar cum era mai bine să fac asta? Era iarnă, frigul de afară era sub minus 15 grade. Nu putea sta mult afară, iar mașina ei nu avea. Să închirieze un taxi. Nimeni nu ar fi fost de acord să stea pe loc atât timp doar pentru ca ea să pândă. Soluția a apărut de la sine. În magazin a intrat Andrei, cumpărând șampanie și mandarine, spunând că se pregătește de sărbători. Liza a schimbat câteva vorbe cu el, după care i-a cerut ajutorul direct, explicându-i pe scurt situația. Îmi plac, desigur, romanele polițiste, dar situația asta e foarte delicată. Ești sigură că vrei să afli adevărul? a întrebat el delicat. Desigur, a dat din cap Liza. E una dintre acele situații în care adevărul dureros e mai bun decât minciuna dulce. Ei bine, fie, hai să mergem, a zis Andrei, dând din cap. Lizai a mulțumit bucuroasă și au încheiat schimbul de tură și au plecat împreună. Orașul era blocat de trafic, dar Andrei cunoștea toate rutele ocolitoare, și în 20 de minute erau deja în fața salonului de frumusețe. Intri! a întrebat șoferul. Nu. A clătinat din cap Liza. Sunt ferestre panoramice, proaspăt montate. Se vede clar tot ce se întâmplă înăuntru. Stăm aici. Bine. Atunci dau drumul la muzică, a spus Andrei. Sigur, a dat din cap Liza, fără să-și ia privirea de la salon. Tânărul a pus melodia din James Bond. Fata a zâmbit. Ar fi fost amuzant dacă nu ar fi fost atât de trist. Și motiv de tristețe a apărut curând. Liza a văzut în geamurile panoramice cum toate clientele au plecat din salon. Acesta se închidea. Însă în geam a apărut o siluetă cunoscută. Era Nikita. Alături de el era o femeie de o eleganță deosebită. Păreau că discuta prins. Nikita încerca să explice ceva, dar ea părea nemulțumită. La un moment dat, tânărul a pus mâna pe umerii ei, încercând să o sărute, însă ea l-a respins și s-a eliberat din brațele lui. Andrei a oprit muzica și a înghițit nervos în sec. Poate ar trebui să plecăm de aici. A întrebat el. Nu, ne uităm până la sfârșit. I-a răspuns Liza cu un ton rece, în timp ce o lacrimă îi curgea pe obraz. Nikita a ieșit curând din salon, vizibil supărat și nemulțumit. Urmăm pe el a întrebat Andrei. Nu, hai mai bine după ea, a spus Liza, arătând spre necunoscuta care a pe stradă la scurt timp după Nichita. Aceasta s-a urcat într-o mașină scumpă și s-a îndreptat spre un cartier rezidențial. Andrei a pornit docil după femeie. Liza, am doar niște mandarine la mine. Vrei una? Te vei simți mai bine, a spus Andrei, neștiind cum altfel să-și ajute în soțitoarea ai și șampanie, nu-i așa? Hai mai bine cu aia, i-a răspuns Liza rece. Am nevoie să beau ceva. Fără probleme, doar deschide-o cu grijă, te rog, a spus Andrei. Liza scos sticla, a desfăcut dopul și a băut cu grijă direct din ea. Vrei? L-a întrebat ea pe Andrei. Serios. Sunt la volan, s-a mirat el. Ah, da? Am uitat, gândesc greu acum, a spus Liza, ușor pierdută. Liza, nu te grăbi să faci vreo prostie. Indiferent de ce se întâmplă, viața continuă, a încercat să o calmeze Andrei. Liza nu i-a răspuns. Restul drumului l-au parcurs în tăcere. În cele din urmă, femeia a oprit în fața unui bloc. Liza a observat ceva familiar lângă clădire, mașina socrului ei. Inițial a crezut că doar îi se pare, dar apoi l-a văzut și pe Victor Leonidovici lângă autoturismul său. El a ieșit din mașină și a văzut cum necunoscuta luxoasă se apropie de el. Scoate telefonul și filmează. A comandat Liza, apoi a adăugat. Te rog. Bine, a răspuns Andrei și a pornit camera, îndreptându o spre Victor Leonidovici și femeie. Eu nu pot filma, îmi tremură mâinile, a explicat Liza. O să filmez și un video, nu-i nicio problemă, i-a spus Andrei. Aș a avut ce să înregistreze. Femeia a fugit fericită spre Victor Leonidovici și s-a aruncat în brațele lui. Au început să se sărute pasional, după care au intrat în scara blocului. Oare la ce apartament merg? S-a întrebat Liza. Ne uităm la ferestre, a răspuns Andrei. După un minut. Luminile s-au aprins la etajul patru și siluetele lor au apărut în ferestre. Hai, mergem, a spus Liza. Cum intrăm? A întrebat Andrei surprins. O să ne strecurăm cu locatarii, a explicat ea. Și exact asta au făcut. Ajunși la ușa apartamentului, au auzit sunete care indicau clar ce se întâmpla înăuntru. Femeia striga pe socrul Lizei pe nume, iar Liza a înregistrat totul pe reportofon. Se auzea foarte clar. Gata, plecăm! A ordonat Liza și au ieșit din bloc. Unde mergem acum? A întrebat Andrei. Pot să vin la tine? L-a întrebat neașteptat Liza. Ești sigură? A anghițit nervos Andrei. Nu, nu mă refer la nimic intim, a răspuns ea confuză. Doar am nevoie de un loc unde să dorm. Nu vreau să mă întorc la apartamentul lui Nikita. Nu vreau să-mi deranjez mama și sora în starea asta. N-am prieteni apropiați, iar undeva trebuie să noptez. Fără probleme, a răspuns Andrei cu ospitalitate. Au ajuns la garsoniera lui, care era surprinzător de curată. Mă așteptam ca locuința unui burlac să fie altfel, a zâmbit Liza. Astea sunt doar stereotipuri suntem cu toții diferiți, a răspuns Andrei, adăugând. Ți-am pregătit patul pe canapea, iar eu mi-am întins patul pliant în bucătărie. Așa că așa te confortabil și încearcă să dormi. Bine? Liza zâmbit și a mulțumit pentru grijă. Nikita a sunat-o de multe ori, dar ea nu a răspuns. Acum nu mai avea nimic de pierdut. În povestea lor se punea punctul final. Căsnicia lor nu durase nici măcar un an. Pe de altă parte, era bine că totul se clarificase atât de repede. Nikita niciodată nu ascunsese că era o persoană care se lasă dusă de val, dar Liza sperase că acest lucru nu va afecta viața lor personală. Se înșelase, dar cine nu face greșeli? Cufundată în aceste gânduri, Liza a dormit abia spre dimineață. După ce și-a luat liber de la muncă, s-a dus direct la casa lui Nikita. Nikita era acasă, la fel și părinții lui unde ai fost toată noaptea. Suntem aici cu toți într-o agitație. A strigat Olga Ivanovna când a văzut-o. Deja ne gândeam să mergem la poliție. A luat-o razna. Sau ce? Ți-am spus eu, fiule, că nu-i de încredere, zise ea. Dar las-o, mamă. I-a făcut semn fluturând mâna înspre ea. Liza, unde ai fost? ce s-a întâmplat. Se apropie de soție și încercă să o îmbrățișeze. Se vedea că era cu adevărat îngrijorat. Dar pe Liza nu o mai impresiona. El împinse și priv spre socrul ei. Victor Leonidovici, și dumneavoastră sunteți aici? Minunat! Deci, toată lumea este prezentă, râzâmui Liza. Ei bine, Decembrie e luna spectacolelor de poveste, și o să vă prezint și eu unul. După atâtea luni de batjocură, a venit și rândul meu. Știrea despre infidelitățile lui Nichita cu patroana salonului de frumusețe probabil nu va surprinde pe nimeni aici. Din câte înțeleg, toată lumea știa. Dar faptul că a avut o relație și cu Victor Leonidovici, asta cred că va șoca pe toată lumea. În acel moment, Liza scoase un stick USB îl introduse în laptop și porni videoclipul pe care Andrei îl filmase seara. Olga Ivanovna nu se putea abține și țipă. Nikita și apucă capul, iar Victor Leonidovici se înroși până la urechi. Vită, ce e asta? Spunem că e un montaj făcut de vrăjitoare asta, striga Olga Ivanovna, arătând spre Liza. Bărbatul tăcu o vreme, apoi se ridică și declară cu voce tare. Gata, mi-e de ajuns. Nu mai pot, Olga. Nu este un montaj. Chiar am pe altcineva. Cu câteva luni în urmă am făcut inspecția de siguranță la incendi în salonul ei. Și pur și simplu s-a întâmplat. Nici noi nu știm cum. Ea este o frumusețe, iar eu doar un simplu angajat la situații de urgență. Dar s-a întâmplat. M-am simțit vinovat și în decembrie am pus capăt relației. În acel moment, interveni și Nikita. Și noi, din întâmplare, am început să montăm ferestre în salonul ei. Și am început și eu o relație cu ea, dar nici măcar nu încerca să ascundă că și durerea după bărbatul care a părăsit-o. Zicea că era însurat și ales familia. Dar ieri mi-a spus că între noi totul s-a terminat, pentru că îl iubește doar pe el. Și eu o iubesc, spuse Victor Leonidovici. Iartă-mă, Olga, dar plec de la tine nu mai pot trăi într-o lume plină de nemulțumiri și negativism. Pe toți ne-ai distrus. Și uite, ai alungat-o și pe fată. Era o fată veselă când a venit în familia noastră. Iar acum? Îți e milă să te uiți la ea. E palidă, abătută. Și tu, fiule, nu ai putut să o salvezi. Te-ai rătăcit și tu. Eu am o scuză, dar tu? Aveai tot ce-ți trebuia pentru o viață fericită și ieși, trântind demonstrativ ușa. Și eu o să plec, spuse calm Liza, care, după această scenă, își dăduse seama că nu mai dorea să rămână în această familie. Așteaptă, putem încă să reparăm lucrurile, căzunichita în genunchi în fața ei. Poate că putem, dar eu nu mai vreau, răspunse Liza cu un ton calm și adăugă. O să vin după lucruri zilele următoare. Ei bine, la revedere! La mulți ani! Olga Ivanovna și Nikita rămăseseră nemișcați ca niște statui. Liza Cobor urcă mașina lui Andrei. Inima era mult mai liniștită. Ai decis deja cum și cu cine vei petrece revelionul? Întrebă ea cu inimă ușoară și un zâmbet larg. Nu. De ce? Ai vreo propunere? zâmâie înapoi. Am, el răspunse cu bucurie Liza și nu doar pentru Revelion. Andrei porni muzica de sărbătoare, iar ei au pornit prin orașul acoperit de zăpadă, gata să scrie un nou capitol al vieților. lor.